Nu-ți vindem gogoși. Nu te răsfățăm. Nu-ți ascundem nimic. Nu te menajăm. Nu-i nimic cu sud cu ață. Ți-o servim verde în față. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune Milionare de la miezul nopții. De mai multe ori în acești ani post-revoluționari, Valea Jiului a fost un cazan în fierbere. Astăzi este din nou. Primele imagini ale jurnalelor de televiziune vin din Valea Jiului. Pagina 1 a ziarelor ne prezintă informații fierbinți din bătrânul bazin carbonifer. Valea Jiului fierbe iar. Autoritățile stau ca niciodată liniștit. Nimeni nu se mai înghesuie să oprească trenuri, nimeni nu se mai înghesuie să trimită delegații în Valea Jiului pentru simplu motiv că minerii nu mai vin la București. Minerii se întorc acolo de unde au plecat cândva, crezând în mirajul cărbunelui, crezând în mai mulți bani. În Valea Jiului a început exodul. Acum mirajul este altul. Cele 20 de salarii oferite cu atâta generozitate de Guvernul României pentru trecerea în șomaj. Atmosfera din orașele Văii Jiului este cumva pe dos față de cea a orașelor din filmele americane în care se instalau căutătorii de aur. Apartamentele se dau pe 2 lăzi de bere, minerii vând totul ieftin și la repezeală ca să scape de sărăcia căpătată într-o viață, minerii au început să scoată pașapoarte, poate vor să plece spre nicăieri. În această seară, pentru a discuta despre acest exod care are loc în Valea Jiului, am invitat în studioul Televiziunii Naționale Antena 1 pe domnul Ralu Filip, redactor șef ajung la ziarul Curierul Național, și pe domnul Marcel Makarovski. Domnia sa este președintele, de fapt liderul Confederației Sindicatelor Miniere din România. Domnia sa se află, spuneam, în acest moment în discuții la Guvernul României. Participă acolo reprezentanții ai tuturor minerilor din România, din Uniunea Națională Confederativă M97, care cuprinde minerii din Valea Jiului și pe cei din minele de cupru și aur. De asemenea, este prezent chiar domnul primul ministru Victor Ciorba. De aceea, domnul Makarovski încă n-a ajuns la emisiune. Probabil că domnia sa va ajunge cel de vreme în partea a doua a emisiunii. Îl așteptăm. În același timp, așa cum v-am spus, emisiunea Milionarii de la miezul nopții este mai mult decât un talk show obișnuit. În această seară îl invit în studio în direct și nu o să fac pentru prima dată, ci probabil că și în alte emisiuni vom face astfel de invitații. Invit în direct pe domnul Romeo Beja, care am auzit că este în București. L-am căutat, însă nu l-am găsit. Vă aduceți foarte bine aminte, domnul Romeo Beja a fost liderul minerilor din Valea Jiului în perioada în care Valea Jiului fierbea, poate a fost ultima răbuvnire de acest fel. Răbuvnire în care minerii de acolo cereau salarii mai mari. Ziarele de mâine, România Liberă, Adevărul, Ziua, Curierul Național și Jurnalul Național prezintă pe larg acest subiect în numerele de mâine. România Liberă, pagina 1, declarațiile privind viitorul mineritului stârnesc furtună, sindicatele cer capul ministrului Tăriceanu, ministru care, întrucât fie spus, l-am invitat în această seară în emisiune, însă și domnia sa, sigur, ca orice ministru din guvernul Ciorbea, are foarte multă treabă. Curierul Național, pagina 1, reprezentanții minerilor din Valea Jiului îl acuză pe ministrul Tăriceanu de necunoașterea programului de restructurare a mineritului. Chiar am auzit în această seară la un jurnal de știri, la televiziune, unul dintre liderii minerilor acolo a spus despre domnul Călin Popescu Tăriceanu că este irresponsabil și răutăcios. Nu știu dacă e mai mult răutăcios sau irresponsabil, domnule Filip.
Asta e de discutat. Și dacă este irresponsabil și dacă este răutăcios, probabil cel care a spus-o avea motivele lui. Eu cel puțin n-am deocamdată motive să... Spuneți că e răutăcios sau irresponsabil? Cum să spun, îmi puneți o întrebare la care eu n-am răspuns în chestia asta. Da. Eu vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că această măsură de a guvernului în care minerii sunt trimiși practic în șomaj, numai că numărul lor deocamdată este, numărul lor acum este în creștere și nu se știe dacă guvernul are resursele de pentru a acoperi plata celor 20 de salarii, pentru că de aici pleacă totul. Sunt lucrurile, cred eu, că sunt puțin mai complicate și cred că ar trebui să le nuanțăm. În primul rând, nu cred că putem spune așa, pur și simplu, guvernul îi trimite pe mineri în șomaj. Eu cred că pentru o parte dintre acești mineri, mai ales cei tineri care, să zicem, au o vechime în minerit de până în 6-10 ani, este o șansă. Este o șansă de a evada din mizerie, este o șansă de a descoperi și ei ce s-a schimbat în România în ultimii 7 ani, pentru că trăiesc într-un loc foarte izolat și conservator. Este o șansă pentru copiilor, știm cu toții în ce condiții de mizerie trăiesc acolo în Valea Jiului. De asemenea, sunt câteva paradoxuri pe care... Dacă vine domnul Makarovski, eu aș fi foarte curios să le discutăm. Atunci când evaluăm acest fenomen. Deci, pe de o parte, suntem puși în fața unui fenomen de migrație. Este poate al doilea în ultimii 50 de ani în România, primul fiind aducerea țăranilor la oraș. Dimensiunea este foarte mare, s-ar putea să ajungă la circa 100.000 de persoane dacă punem și soțiile și copiii și așa mai departe. E un adevărat exod, la urmă. Populația unui oraș mai mic din România, deci cam așa trebuie să... Pe de altă parte însă, nu poți să nu te gândești că acolo în Valea Jiului erau salariile cele mai mari din România față de alte orașe și mizeria cea mai mare. Deci banii erau ori trimiși de mineri acasă în Moldova, ori consumați într-un mod destructiv. Spuneați la început că își vând apartamentele pe 2 lăzi de bere sau, cum am văzut, pe un frigider. Nu toți fac acest lucru. Nu toți, dar cred că ar trebui să vedem și apartamentele alea în ce stare sunt. Poate atâta valorează. În ghilimele pun chestiunea aceasta. În ce sens? Banii câștigați de mineri n-au schimbat orașul, nu le-au schimbat viața, nu le-au făcut casa mai confortabilă. Nu s-a întâmplat absolut nimic din punctul ăsta de vedere și aici n-a fost nimeni de vină. Deci a fost un mod de viață al lor. Iată doar câteva elemente, eu aș fi din cauza cărora n-aș fi atât de categoric să spun guvernul îi trimite în șomaj sau trebuie văzut. Vor fi probleme pentru cei mai în vârstă care au foarte mulți copii. Pe de altă parte, meseria de miner nu e o meserie specializată. Ce ai făcut? Ai dat cu târnă copa? Deci nu ai o meserie care să-ți permită ca la suprafață să te duci, să te angajezi undeva, să obții un salariu și să trăiești. Vor fi probleme de adaptare, vor fi probleme de acomodare în mediul de unde ei au plecat cândva. Vor putea să apară tulburări sociale, mai ales dacă ei, așa cum au venit în grup, pleacă în grup să se ducă în unele locuri mai... se pot duce în medii, străine, de exemplu, ei acum se pot angaja la șantierele astea care fac drumuri și așa mai departe, unde vor scăpa de, eu știu, de constrângerile pe care le aveau în Valea Jiului. Este un fenomen extrem de interesant și eu cred că atât guvernul cât și presa trebuie să-i acorde. Care este șansa minerilor de a reuși o afacere din acest moment?
cu cele 20 de cu cele 20 de salarii pe care... Eu nu pot să-mi dau seama ce înseamnă aceste 20 de salarii. Dacă, de exemplu, sunt familii în care și soția și soțul, să zicem, au lucrat, sunt disponibilizați, suma ar reveni, am înțeles, pe la 40 de milioane, nu? Banii curați. Da, dar nu știu dacă și soțul și soția, pentru că majoritatea, sunt cazuri foarte puține astea. Majoritatea minerilor aveau soțiile casnice. Da. Aici depinde... Au soțiile casnice. Așa, la prima vedere, aș putea spune că niciuna, dar și aici lucrurile cred că trebuie puțin nuanțate. De exemplu, sunt zone în Moldova unde există oportunități. De exemplu, Suceava, Bacău, unde poți să ai oportunități ca, având această sumă, să zic, de la 20 de milioane în sus, să poți să te descurci încercând, fără să existe certitudinea că într-adevăr vei și reuși. Sunt alte zone în Moldova și vorbim de Moldova pentru că aceasta e zona care a alimentat cel mai mult Valea Jiului, unde există o sărăcie cruntă și probabil că în câteva luni vor consuma banii și se va petrece un fenomen invers. Vor căuta să revină la minerii. Haideți să vedem, avem pe cineva la capătul celălalt al firului, cineva care ne-a sunat chiar în acest moment, să vedem despre cine e vorba. Bună seara! Alo? A fost, deci s-a întrebat legătura. Vă rog să vă continuați ideea. Am mai aflat ceva care trebuie însă verificat, nu am certitudine. Se pare că toată vânzoleala asta are și o chestie de, să zic așa, un cuvânt de ușoară șmecherie. Oameni din Valea Jiului care după ce iau cele 20 de salarii merg către Gorj. Pentru că și de acolo pleacă oameni. Și ei se pot angaja, că legea nu îi împiedică, după ce și-au luat cele 20 de salarii, să se ducă în alt loc și să redevină miner. Interesant, da. Și cei din Gorj vin în Valea Jiului. Dar cine mai face angajarea acolo? Păi se fac, gândiți-vă că există o structură birocratică și e interesant să vedem cine pleacă. Am restabilit legătura telefonică. Bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună seara, vă rog să vorbiți puțin mai tare. Sunt de la Lupeni. Da. Minerul care a fost în grevă. Da. Cum vă numiți? Angel Haralambie Tonită Cornel. Haralambie. Da, domnul Haralambie, când sunteți și astăzi în greva foamei? Nu, am încetat. Da. Dar... De ce ați intrat în greva foamei, domnul Haralambie? Am intrat în greva foamei deoarece am fost vizită de președintele... Da, s-a întrebat din nou legătura. Era spune ceva de președinte și s-a întrebat legătura domnul Filip. Se mai întrerupe. Deci cum pot minerii de la să plece, să ia cele 20 de salarii, să treacă în altă parte, să angajeze? În altă zonă, nu neapărat acolo. Păi nu controlează nimeni. Stau să mă gândesc. De asta spuneam, interesant să vedem cine pleacă. Pentru că una e să-ți plece corpul tehnic, deci maestri, ingineri și așa mai departe. Și alta e să-ți plece, cum să zic, o parte din mineri. Dar pleacă toți, domnul Filip. Hai să vedem, că până una alta se vorbește așa, dar n-avem date, de-aia era bine dacă venea cineva de la... O să vină, o să intrăm în legătură, ce exact, să vedem exact cine pleacă. Și rog pe colegii mei să încerce să realizeze legătura cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale și după aceea, dacă reușesc, cu Ministrul de Finanțe, domnul Ciumara. Știți la ce mă gândesc? Dacă pleacă prea mulți, atunci, chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei, niște mine trebuie închise. Păi nu, dar oricum ministrul, ministru există... Tăricianu a spus că în 2 ani trebuie să închidă 20 de mine. Asta este proiectul domnului Tăricianu, nu? Da. Până la proiectul dânsului, acolo este o birocrație. Și puneți-vă în locul directorului de acolo, sau a inginerului șef, sau a... Parcă nu par conveni să se închidă mina și să plecați acasă. Am restabilit legătura. Bună seara! Încă o dată, domnul Haralambie. M-auziți? Alo? Da. Alo? Da. Alo, vă aud. Da, vă ascult. Deci, am spus la, când am fost la conferința de la Petroșan, când a venit domnul Emil Constantinescu, da, a promis că cei care vor pleca din Valea Jiului, deci minerii care sunt, care vreau să se privatizeze, așa, merg în agricultură, da, deci vor fi ajutați. Dar acum am văzut că minerii sunt aruncați în stradă ca pe niște câini.
Deci nu trebuie ca să ne dăm deoparte, că am văzut ce s-a întâmplat. Cum adică sunt aruncați în stradă? Să pun o întrebare pentru... Stați o secundă, întâi să vă pun o întrebare. Cum adică sunt aruncați în stradă ca niște câini? Deci a spus, nouă ni s-a spus, fără ocolișuri, fără asta, toți minerii care vor pleca din Valea Jiului, da, vor primi în raport de vechime 12, 15 și 20 de salarii. Așa. Iar la... După ce a semnat cererea care era acolo de plecare din minerit, da, din bazinul mineritul Văii Jiului, unii că ne privatizăm, alții că plecăm în agricultură și cum a fost, nu ni s-a spus absolut nimic. Domne, care au societăți comerciale, dacă funcționează, dacă nu funcționează... Dar vi s-au dat cele 12-15 salarii? Deci, deocamdată, cred că este o minciună. Ce minciună, domnul Haralambie? Vi s-au dat cele 12-15 salarii? Nu. Deci, deocamdată, oamenii au făcut lichidarea, unii nu știu ce să facă. Dacă o să le primească 3 salarii de la ligă și 20 care li s-au promis, sau 15, 12, dar se poate, dacă suntem o țară democrată, dacă suntem, deci așa cum suntem noi. Așa. Deci... Vrem să avem o Constituție prin care, dacă suntem o țară democrată, Constituția să aibă aceleași legi, începând de la șeful statului până la ultimul măturător. Stați puțin, că avem o Constituție și Constituția e pentru toată lumea. Care era întrebarea pe care vrea să o puneți colegului meu? Întrebarea mea ar fi în felul următor. Vă rog. Dacă noi mergem cu promisiuni sau ce promitem la oameni, păi domne, aia să meargă până la cap. Eu dacă fac un contract cu dumneavoastră, mă scuzați acum că vă dau pe dumneavoastră exemplu, și trebuie ca să ne păstrăm și unii și alții deci ideile până la capăt. Dom'le, am făcut un contract că cumpărăm ceva. După aia dumneavoastră o să-mi spuneți, dom'le, păi pe parcurs a fătat iapa și mai trebuie să mai vă dau atât sau nu știu ce. Dacă s-a spus că toți minerii care pleacă beneficiază de aceleași drepturi, de ce s-a... pe parcurs a venit cu alte metode și, domne, că ăla e așa, ăla e așa. Domne, dacă s-a spus că pentru toată lumea să se dea. Uh-huh. Nu credeți că, deci, guvernul României sau guvernul Ciorbea, care ne-a mințit în alt tip cum a vrut, avea de câștigat. Dacă dădea la 10.000, să vă dau exemplu, la 10.000 de oameni să privatizau 5.000 și le dădea cu 2, deci, 2 ani de zile, scutirile, cum spunea. După 2 ani de zile, la fiecare bilanț trimestrial, poate el 20 de milioane câștiga într-un trimestru, nu? Da. Și avea de câștigat țara. Dar bun. Așa... Vă mulțumesc. Domnul Filip are vrea să vă pun o întrebare. Da. Aș vrea să vă întreb cum se explică brusca schimbare în momentul în care a intervenit această promisiune cu între 12 și 20 de salarii a minerilor, pentru că până nu de mult ideea de a părăsi Valea Jiului, de a se apuca de altceva, era inacceptabilă și chiar au luptat foarte mult pentru chestia asta. Ce s-a întâmplat? Adică cum vă explicați chestia asta că ei sunt de acord acum să primească acești bani și să plece? Pot să răspund? Vă rog, sigur. Vă rog. Deci, domnul Constantinescu, când a venit în Valea Jiului, ne-a lămurit pe fiecare, deci când am fost la conferință la Petroșani, a spus în felul următor. Valea Jiului este o zonă cu specific special. Și atunci o să dăm, care vreau să privatizeze, să plece în agricultură. Oamenii au înțeles că minerii Văii Jiului nu sunt toți care au fost cu mineria de la București, nu sunt care au luptat împotriva fraților români. Noi suntem oameni care mergem pe picioarele noastre, oameni care gândim ca oamenii, să nu credeți că suntem altcumva decât alți cetățeni ai acestei țări. Nu. Și dacă domnul președinte ne-a promis, domnul prefect ne-a promis un program de restructurare, acum eu să vă zic, să trecem direct la asta, nu fac nici politică, nici asta. Înainte de alegerile prezidențiale, am candidat ca senator și la o întâlnire mai așa cu oameni mai de vază,
Acum toți suntem de vază că suntem cetățeni români, dar acolo era și un fost director al minii Bărbăteni, acum actualmente inspector în combinatul minier, și a spus, domne, indiferent că va câștiga Iliescu sau Constantinescu, e programul nostru de restructurare. Noi am cerut acest program să-l vedem și noi minerii înainte de a le expune și asta, să vedem, e bine sau rău, deci pentru mineri. Când mi s-a promis una și alta am văzut. Acum ce să credem? Cine este de vină? Noi, deci, minerii sau cei care ne-au mințit? Stați o secundă, dumneavoastră dați vina pe cei care se află la putere că v-au promis și nu se țin de cuvânt. Așa este. Păi dar cum se explică, vă întreba domnul Filip puțin mai devreme, cum se explică numărul în creștere a celor care vor să plece și să obțină aceste 20 până la 20 de salarii? De ce vor să plece? Profesor universitar dr. Constantinescu ne-a spus în felul următor. Domnul Haralambie, lăsați-vă domnul profesor universitar, eu vă întrebam foarte direct. Deci, cu toate că dumneavoastră știți și bănuiesc că și colegii dumneavoastră știu în acest moment că nu se mai au 15 salarii, că se iau 12, totuși numărul minerilor care vor să intre în șomaj, o secundă, care vor să intre în șomaj este în creștere. Începe un adevărat exod acolo. Da. Cum vă explicați acest lucru? Numai prin prisma promisiunilor pe care le-au făcut unii sau alții? Noi minerii, deci aici unde lucrăm, este o viață foarte grea, deci am lucrat, un miner când intră în mină, intră, dar nu știe când iasă afară. Au fost mințit că li se dă salarul. Noi la mina Lupe n-am mai luat salarul de bază de un an de zile. Adică, cum nu l-ați mai luat? Atunci spun că minerii câștigă. Cum nu n-ați mai luat salariul de bază? Cum n-ați mai luat salariul de bază de un an de zile? Foarte bine, că am fost mințit, domne, lucrați pe programe speciale pe asta. Bun. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnul Haralambie. Bună seara. Îi rog pe colegii mei să realizeze legătura cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Atanasiu, pentru că domnia sa este în măsură să explice mai bine ce și cum se va întâmpla cu aceste salarii. Bună seara, domnul ministru. Bună seara. Domnul ministru, vă rog, nu am nicio întrebare în acest moment, o întrebare specială pentru noastră, decât să explicați încă o dată pentru cei care privesc la această oră și bănuiesc că sunt și destul de mulți mineri printre cei care privesc emisiunea, cum stau lucrurile, câte salarii, cum există vreo restricție pentru unii sau pentru alții. Știu că ați făcut-o de multe ori, îmi cer scuze dacă vă obosesc, că vă cer să mai faceți odată. Nu e problema de oboseală. Mai mult au obosit cei cărora li se adresează ordonanța 22. Deci, e vorba de un număr de salarii nete care se acordă minerilor de 12, 15 sau 20 în raport cu vechimea. Deci, cei cu vechime până la 5 ani primesc 12 salarii, cei cu vechime între 5 și 15 ani primesc 15 salarii și cei cu vechime peste 15 ani primesc 20 de salarii. Da. Salarii pe ramura minerit. Deci nu în funcție de bazinul minier în care lucrează, ci în funcție de salariul mediu pe minerit. Asta e o problemă. Acum, cred că sunt mai multe chestiuni, probabil că o să ne vedem odată, să discutăm, nu așa, în locul scaunului gol, pe post de cafea cu un locuitor, cum sunt acum. Nu sunteți cafea cu un locuitor? Domnul ministru, indiferent dacă scaunul era sau nu era gol, domnul Macaroschi este ținut de colegii dumneavoastră la guvern, nu el țin acolo? Nu, eu cred că suntem toți ținuți de rezolvarea unei probleme importante. Sau dacă doriți așa, vă rog. Nu unii de alții. Deci, eu vă stau la dispoziție cu alte posibile răspunsuri la posibile noastre întrebări legate de problema aceasta în general. Bun. Spuneți-mi de unde sunt banii pentru aceste 15-20 de salarii și dacă dumneavoastră veți avea bani suficienți, având în vedere că sunt foarte mulți în momentul ăsta care, poate mai mulți decât se credea la un moment dat, care vor să intre în șomaj. Sigur că noi avem acești bani pentru că am dimensionat atunci când am luat această măsură un număr relativ important de mineri care
urmau să se înscrie pe aceste liste. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, este un fenomen pe care domnul Ralu Filip l-a sesizat foarte corect, și anume că există chiar o anumită frenezie în rândul minerilor de a se înscrie pe această listă. Deci, dacă ei nu mai caut aur ca cei care se duceau prin Alaska să-l găsească, acum caută să iasă la suprafață. Și asta nu e un lucru rău. Nu e un lucru rău din două puncte de vedere. Odată pentru că mineritul, cel puțin în domeniul cărbunelui și mai ales a huilei, deci cel din Valea Jiului, nu este la ora actuală o activitate rentabilă. Și o să vă dau niște date pe care telespectatorii care ne urmăresc le pot reflecta asupra lor. De pildă, la ora actuală, pentru 1000 de lei producție de cărbune, se cheltuiește 1800 de lei. Deci, societatea, noi toți, prin impozite, prin taxe, suportăm această diferență de nerentabilitate. Asta înseamnă că, pe termen lung, nu se mai poate continua în acest mod și că sunt deja mine în România în care, reducându-se personalul, producția care se realizează e cam aceeași. Deci se poate crește productivitatea cu un număr ceva mai redus de oameni, obținându-se o producție aproape identică. Eu n-am spune că trebuie închise 20 de mine sau 25 de mine. Eu cred că nu aici numărul e important, ci o dimensionare corectă care să ne ducă la un rezultat economic acceptabil, care poate să însemne 8 mine, 10 mine, mai multe sau mai puțin. Domnul ministru Tăricianu îi tot dă înainte cu 20 de mine. Dânsul este de formație inginer și are plăcerea cifrelor. Uh-huh. Eu sunt umanist de formație și am plăcerea principiilor. Că tot veni vorba de principii. Spuneți-mi, de ce minerilor 15-20 salarii și altora nimic? La cine vă referiți? La cei care lucrează în întreprinderi care mâine pe mine vor fi lichidate și nu vor primi nimic. Vor primi, domnul Tucă. Cât? Dar oricum vor primi mult mai puțin. Vor primi între 6 și 12 salarii. Deci pe jumătate, dacă stăm să ne gândim bine. La așa calificare. Da. Așa, grosomodo, pe jumătate. De ce? Pentru că, într-adevăr, mineritul și condiția de miner este o condiție specială, nu numai în România, ci oriunde unde există sau a existat exploatări miniere. Vreau să vă spun că această experiență pe care o traversează România astăzi, într-o perioadă foarte scurtă, au traversat-o foarte multe țări din Europa. Belgia e unul din exemplele, să zic, faimoase. Diferența între noi și alte țări europene care au traversat experiența aceasta a închiderii minerilor este că la noi, din cauza întârzierii foarte mari a reformei, și de-aia trebuie mult mai adânc discutat, noi am pierdut 6 ani. I-am pierdut. Efectiv, restructurarea se putea face cu un efort mult mai mic, cu un cost social la fel mult mai puțin ridicat și cu drame ale oamenilor mult mai puține, pentru că trebuie să recunoaștem. Oamenii traversează o dramă. E un lucru evident pe care nu-l putem ignora. Mult mai puțin intense decât acum. Dar noi trebuie să facem acest lucru într-un timp foarte scurt, de un an sau doi. De aceea, pe de o parte, trebuia să încurajăm, pun ghilimelele de rigoare și nu o spun cu plăcere, această disponibilizare din minerit, pe de o parte, iar pe de altă parte trebuia să oprim continuile pierderi care se produc în această zonă a economiei românești. Bun, vă mulțumesc mult. Domnul Filip are să vă pună o întrebare înainte de a încheia. Două mai mici, domnul Filip. Domnule ministru, aș fi curios să știu și părerea dumneavoastră în legătură cu această schimbare bruscă și masivă. În sensul că dacă până mai ieri cei de acolo nu concepeau să renunțe la minerit, acum pleacă pe capete. Și a doua chestiune, pentru că mie mi se pare importantă, cum vă explicați faptul că totuși în Valea Jiului au intrat cei mai mulți bani care n-au schimbat absolut nimic în viața oamenilor? La prima întrebare, răspunsul
l-am intuit acum un an când vorbeam cu mineri și realitatea m-a confirmat. Eu cred că niciun om nu este fericit să lucreze la întuneric, chiar dacă câștigă ceva mai mulți bani. Deci ieșirea la lumină, să spunem așa, mai metaforic, e un lucru pe care și-l dorește orice om. Sigur că la miner era în bună măsură frica lipsei de alternativă. Deci rezistența la părăsirea acestei activități era determinată în principal de lipsa unei alternative. Pentru că, din păcate, guvernările toate în succesiunea lor și de ani de zile nu s-au gândit să dezvolte alternative pentru mineri. Alternative de viață, de inserție economică, de piața forței de muncă în zonele respective. Zonele respective au schimbat și geografia locului. Știți bine, zona, domnul Tucă, am înțeles că e oltean și cunoaște, cred că, bine zona Gorjului. Acolo, practic, s-a schimbat mult din geografia României, dacă ne uităm într-o zonă foarte frumoasă la origine, dar care a fost maltratată de exploatările la suprafață care se desfășoară acolo. Și cu asta cred că vă răspund și la a doua întrebare. De ce nu s-a schimbat nimic în viața minerilor? Pentru că, din păcate, nimeni nu s-a gândit că unui om nu este suficient să-i asiguri cu 25 de bani curentul electric, să-i dai niște bani, dar să nu-i oferi acele condiții care să-i umanizeze viața. Deci, asta este. Spuneți-mi, unde se vor duce acești oameni? Îmi pare bine, domnul Tucă, că îmi puneți întrebarea asta. Nu e o întrebare care să genereze un răspuns ușor, dar eu o să încerc să vi-l dau pe scurt. Sunt două categorii de mineri, localnicii și cei care, într-adevăr, cum s-a spus în emisiune, au venit din Moldova, în principal. Cei care nu sunt localnici se întorc acasă. Este un lucru cert și eu am văzut chiar la postul noastră de televiziune declarațiile unora că se duc, că mai au ceva pământ, că încearcă să își ghebeze locurile natale o viață și o activitate economică. Pentru cei însă care rămân și așa numiți momârlani, deci populația acelei zone, vreau să vă spun că acești oameni care sunt unii cu tradiție în familie de mineri, există deja un program de reabilitare a acestei zone. În principal, și vreau să rețineți că vă spun serios ceea ce urmează acum, este, noi avem deja, și domnul președinte Constantinescu, când a fost la Petroșan, aveam dosarul privind dezvoltarea acestei zone și un punct de vedere al Ministerului Muncii legat de reabilitarea unor pășuni în aceste zone. Sunt foarte întinse pășuni, se poate dezvolta o zootehnie importantă în această zonă. Există o tradiție de creștere a animalelor în această zonă. Nu trebuie să credem că mineritul a pus între paranteze absolut orice altă activitate economică de tradiție din această zonă. Da. Cu banii respectivi, cu banii care se vor aloca în cadrul programelor de dezvoltare regională, prin acordurile cu Uniunea Europeană, noi avem de gând să dezvoltăm acolo o serie de infrastructuri care, sigur, vor absorbi și o parte a forței de muncă. Este vorba de o serie de alimentări cu apă, conducte de gaze și așa mai departe, dar și reabilitarea acestor pășuni pe care să se poată dezvolta o activitate zootehnică chiar importantă, pentru că ea are tradiție în zonă. Deci să nu se ia în glumă că îi trimitem să culeagă mușețel sau frac și mure. I-a trimis cineva, nu e vorba de o glumă. Nu, poate n-a fost, să zic, formula cea mai fericită. Dar vreau să vă spun că, în mod serios, acolo se pot dezvolta activități. Am înțeles, de zootehnie. Spuneți-mi unde sunt animalele. Animalele se pot cumpăra cu cele 20-25 de milioane. Deci suma aceea pe care un distins ziarist pe care îl invitați relativ des la emisiunile dumneavoastră o considera o sumă de batjocură cu care nu se poate face nimic. Eu nu am deloc curajul să spun că este o sumă importantă. Departe de mine acest gând și nu o voi susține. Dar vreau să spun că mâinile unui om harnic, 25 de milioane, chivernisite bine și achiziționând lucruri
cu care poți să faci după aia bani la rândul tău, nu e chiar nimic. Deci, bun, dar dumneavoastră i-ați... Am înțeles, ultima chestiune, pentru că deja am trecut de stadiul cafea cu înlocuitori. Spuneți-mi, i-ați trimis cumva așa, în pasant, pe cei care se întorc de acolo de unde au plecat? Și ce fac acolo? Unii dintre cei care se vor întoarce, și o să vă dau și niște cifre, pentru că din emisiune lipsind domnul Makarovski, n-aveți totuși niște cifre. Deci vreau să vă spun data, la această dată când vorbim, cât sunt minerii, de pildă, din Valea Jiului, care sunt înscriși pe listă. Dacă n-aveți... Nu, e vorba de suma totală a minerilor care pleacă din Valea Jiului, pleacă în Moldova sau acolo, și nu neapărat din bazinul Carbo, din Oltenia, da, de peste tot. Deci eu pot întâi să vă dau niște date și după aceea să vă spun cam cât reprezintă din cei disponibilizați cei care părăsesc locurile respective. Deci, de pildă, din Valea Jiului, numărul este de 14.016. Deci 14.000 deocamdată. Da. De la RAL Oltenia, deci de la Regia Lignitului, sunt în jur de 15.000. Da. Sigur că sunt Cupru, Deva, sunt mai multe exploatări, sunt cele de la Ploiești, dar le-am dat bazinele cele mai importante. Practic, la ora actuală, per total, sunt în jur de 48.000 de mine. Dintre aceștia, cam o treime vor părăsi locurile nefiind localnici. Aceștia, după informațiile noastre, pentru că vreau să vă spun, există constituite grupurile de intervenție rapidă care sunt alcătuite din funcționarea ai direcțiilor de muncă și care au participat la fiecare exploatare minieră, la alcătuirea listelor, sprijinind unitățile respective pentru a alcătui cât mai corect și cât mai repede listele respective. Avem informații, pentru că ei au discutat cu toți oamenii care s-au înscris pe aceste liste, avem informația că cam o treime vor părăsi aceste locuri și că în bună măsură ei au gospodăriile lor în Moldova deja constituite. Deci ei pot să înnoade o activitate a părinților lor pe pământul care îl au. Bun. Eu vreau doar să vă mulțumesc, dacă îmi permiteți în final, vă rog, că am avut posibilitatea să vorbesc cu fostul meu student, cu domnul Ralu Filip, și că emisiunea asta, pe care nu o bănuiam în urmă cu mulți ani când mi-a fost student, nu atât de mult încât să nu fie în continuare tânăr domnul Filip, mă va pune în situația de a răspunde eu la întrebări. Pe vremuri eu puneam întrebări. Bun, acum rămâne să vedem dacă o să treceți clasa, domnule ministru. Vă mulțumesc mult. Eu nu mi-am propus să o trec, ci doar să absolv. Bun, vă mulțumesc mult. La revedere, la bună seara. Cele două numere de telefon pentru telespectatorii noștri: 230-1844 pentru București, 230-3202 pentru provincie. Îi rog pe colegii din regia de emisie să le afișeze și pe micul ecran. Deci ar fi foarte interesant ca să auzim și ce spuneți dumneavoastră despre plecarea minerilor din Valea Jiului, care este părerea dumneavoastră despre acest lucru. Deci 230-1844 și 230-3202 pentru provincie. De asemenea, numărul special al emisiunii Milionare de la miezul nopții, 230-7248, deci 230-7248 pentru toți dintre aceia dintre dumneavoastră care vor să au legătură cu subiectul sau vor să dea un drept la replică. Lider sindical din minerit și și alte personalități din această lume, dacă există personalități. Încă o dată renod invitația pentru domnul Romeo Beja, dacă se află în București, mai este timp să vină să mai discutăm măcar o jumătate de oră. Domnul Filip, da, domnul, aveți ceva de spus? Da, dacă mă întrebați, am ceva de spus. Altfel sunt disciplinat. Vă rog. Mulțumesc. Nu, mă gândeam... Avem un telespectator din Motru, dacă vreți să ascultăm un telespectator. E mult mai interesant. Bună seara! Alo? Da. Alo, bună seara! Bună seara, stai pe fir. Popescu Constantin mă numesc. Da. De unde sunteți? Din Motru? Din Motru, din Motru. Da, domnul Popescu. Înainte de... cum să vă explic? Am emoții așa că...
Nu trebuie să aveți emoții, nici domnul ministru n-a avut emoții. Da, l-am ascultat înainte. Vă rog. Bun, înainte de a se da ordonanța numărul 22, da, guvernul trebuia să se gândească în primul rând să nu la măsuri, să ia măsuri ca să nu dispară orașele după harta țării. Am stat de vorbă de curând cu un director de exploatare și mi-a explicat, nu, dorule, că nu se poate, o să ajungă orașul Motru ca Strehaia. Adică Strehaia ce are? Pe la Strehaia mai trec trenuri, domnul Tucă, și în sus și în jos, și la București și la Timișoara. Mm-hmm. Înțelegeți? Bă. La orașul Motru, în orașul Motru nu trece decât o singură cursă pe care domnul Băsescu s-ar putea să o oprească și pe aceea. Dacă e nerentabil, o va face cu siguranță, domnul Popescu. Sigur o va face. Da. Deci există acest pericol al izolării, al, așa cum spuneți dumneavoastră, nu? Normal, nu? Bun. Mai aveți ceva de spus? A doua chestiune. Domnul ministru a greșit. Așa. Pentru că nu s-au dat 25 de milioane. Eu vă spun sincer, eu am văzut toate cercurile din oraș. Cât s-au dat? La 20 de salarii, 16 milioane, 500, deci 519.800 de lei. Dumneavoastră cât ați luat, domnul Popescu? Eu nu am luat pentru că încă nu mi-am depus cerere. Aștept. Ce așteptați? Aștept să văd ce se întâmplă. Ce să se întâmplă? Păi vă spun ce s-a întâmplat, de fapt. Nu, da. Sunt exploatări la care abataje întregi s-au dus și și-au depus cerere. Așa. Sunt, deci, pe un abataj lucrează 9 oameni. Nu se poate așa ceva. Uh-huh. La o pregătire lucrează 4 oameni. Așa ceva nu se poate. Ne închidem singuri. Și noi suntem singurii care ne închidem. Și dumneavoastră ce așteptați? Înseamnă că sunteți vinovați. Nu trebuie să vă mai plângeți pe umărul nimănui. Așa păi cum a spus... Nu ne plângem. Nu ne plângem. Asta a fost o nadă aruncată de guvern. Uh-huh. Și multă lume a înghițit-o. Și dumneavoastră, ce mai așteptați acum? De ce nu vă depuneți acea cerere? În ce sperați? Sau ce credeți că se va întâmpla de nu vă depuneți? Altă posibilitate nu am. Trebuie să rămân aici. Aici m-am născut, aici am crescut. Uh-huh. Se termină cu mineritul, s-a terminat cu totul. În orașul Motru nu există absolut nimic, nicio industrie. Da. Ce o să facă oamenii ăștia? Unde o să plece? S-au desfințat cele 17 mari care a fost în listă dată, nu? Da. O să fie exod, nu? De șomeri, de... Ce să facă lumea asta toată? Domnul Filip, colegul meu, vrea să vă pun o întrebare, dacă sunteți de acord. Domnul Filip, ar fi bine să vină în oraș să vadă toată situația. Că nu este... La Petroșani am stat astăzi de vorbă cu niște domni de la Petroșani. Își vând apartamentele, într-adevăr, pe o ladă de bere, pe un frigider, pe o butelie. Așa este. Bun, și deci... pleacă în Moldova, de pe unde sunt. Pleacă, se bucură de banii aceia. Bun, vă mulțumesc. Deci, domnul Filip, o să puneți întrebări când vă duceți la Motru. Bun, vă mulțumesc mult pentru telefon. Bună seara. Oh, eram curios să știu dacă s-a gândit și proate în viața dânsului să facă altceva decât ceea ce face acum. Pentru și care ar fi răspunsul dat tot de dumneavoastră? Probabil că nu s-a gândit și pentru asta nu-i devină nimeni. Nici eu și nu trebuie să mă duc la Motru pentru chestia asta. Și cine-i devină? Păi asta este o problemă, știți, o dramă din aceea în care... Nu e niciun, nu există vinovați. Exact. Pentru unele lucruri dar, nu există vinovați. Credeți că guvernul a întins o nadă, așa cum spunea telespectatorul nostru, miner din Motru? Păi, eu știu dacă a întins o nadă, a făcut o promisiune, deci a făcut o ofertă, nu o promisiune. Uh-huh. Dacă renunțați la asta, vă dau atât. Uite că sunt cozi, e bulucială, ei vor să-și ia banii și pleacă care încotro, sau unii și iau banii și rămân acolo. Eu nu pot să zic că e o nadă chestia asta, pentru că nadă înseamnă să mă păcălească, să mă amăgească cu ceva.
Pe de altă parte, cred că e prea devreme ca să tragem această concluzie, fenomenul în derulare. Da, dar o amăgire poate fi și prin... o amăgire pot însemna și aceste salarii. Da, sigur că da. Dar ei sunt majori, nu? Nu le-a pus nimeni pistolul la tâmplă să meargă să ia banii ca după aia să descopere că au fost păcăliți. În general, când te știi în viață înainte de a face ceva? Da, nu, dar și când a venit cu comunismul erau majori când l-au acceptat. Pe cine? Pe comunism. Pe cine l-a acceptat? Pe comuniști. Pe cine l-a acceptat? Problema e... Problema o punem altfel. De ce am înțeles? Dânsul era disperat că se închid minele. Dar uite, nu-l interesează... Nu a fost maturi. Nu-l interesează ce a zis domnul ministru mai devreme, că la o producție de, pentru 1000 de lei se cheltuie. Asta 1800. Se întâmplă peste tot în lume. Păi, stai, aici, pot să vin eu și nu, eu să zic... Eu nu vreau să plădesc pentru cauza minerilor. Nu. Acum, chestia... Asta se întâmplă peste tot în lume. Peste tot este subvenționat. Nu se întâmplă așa peste tot în lume și mai ales nu poate să se întâmple într-o țară săracă ca România. Pentru că hai să învățăm să gândim chestiile pe bani, da? Și dumneavoastră și eu plătesc impozit. Și alții, și toată lumea plătesc. Bună, eu sunt de acord să plătesc impozit. Și din impozit merg la salarii. Sunt de acord să plătesc impozit în loc să văd drama celor care rămân pe drumuri. Indiferent dacă ei sunt eu n-am o părere din asta așa. Eu sunt de acord. Spuneți mai devreme că sunt maturi și conștienți. Dar noi 25 de ani sub Ceaușescu n-am fost maturi și conștienți? Păi poate am fost maturi și conștienți, dar chestia cu Ceaușescu este una, era vorba de un sistem represiv și asta e o chestie de opțiune, și unde nu e obligă de nimeni. Un sistem democratic. Dar revin la ceea ce spuneam. În România chestiunile se pun pe bani. Poate nu-i frumos, poate ne șochează chestia asta, dar așa este. Eu dacă plătesc impozite din munca mea, vreau să dau impozite pentru sistem de sănătate, pentru infrastructură, pentru viitorul copiilor mei. Nu, vă spun foarte sincer, fără niciun fel de chestie. Mm-hmm. Nu sunt de acord să plătesc impozite ca alții să ia salarii pe o producție care nu am nevoie de ea. Cum? Și ce o să facem la iarnă când nu o să mai fie cărbune? Da, ce o să facem la iarnă? Dacă pleacă toți acum. Importul este mult mai ieftin. Și vreau să vă mai spun ceva. Când dar cu ce vă ajută statul pe dumneavoastră? Exista un proiect încă de pe vremea lui Ceaușescu, dar se reduce foarte mult forța de muncă din minerit, pentru că era prea costisitoare chiar și pentru sistemul de acolo. S-a mai făcut un studiu de fezabilitate în timpul guvernării Stolojan. Și s-a ajuns la concluzia că dacă îi țin pe toți acasă un an de zile în șomaj, au mai mult de câștigat decât dacă îi lasă să producă. E o chestie veche în România, chestia asta cu... Dar de ce nu vă revoltați pentru combinatele mari din România care sunt la Galați și acolo? Dar nu mă revolt. Dar nici să o gândim așa melodramatic. Nu, dar de ce nu spuneți să se închidă și ăla care să nu vă mai oprească bani? S-ar putea ca unele mine să fie concesionate sau să fie cumpărate. Nu e vorba de mine, vorbeam de combinatele alea. De ce nu vă revoltați pentru minele, pentru mari? Am înțeles că fie și ele închise sau privatizate. Și cu ce statul, cum vă ocrotește pe dumneavoastră, Ralu Filip? Pe mine? Da. Îmi folosește mai bine impozitele pe care mi le-a. În loc să plătească salarii care, la o forță de muncă care nu produce absolut nimic. Cu ce vă protejează statul mai bine? O să înceapă să-mi facă șosele mai bune, o să-mi fac o asistență medicală mai bună sau, înainte de toate, o să-mi fac un sistem educațional mai bun. Uhum. Așa cred eu. Vă mulțumesc, urmărim momentul publicitar și după aceea vom continua discuția. Da. K&M Company, importator direct de mochetă și linoleum din Belgia și Olanda, vă invită să-i vizitați magazinele din Calea Văcărești numărul 240 și Barbu Văcărescu numărul 2. Aici puteți găsi mochetă pentru apartamente, birouri sau hoteluri într-o mare varietate de modele și culori. Plecați liniștiți în concediu sau la cumpărături, fără grija banilor numerar. Peste 900 de comercianți din România acceptă la plată carduri Visa. Oriunde este afișată sigla Visa, puteți folosi BCR Visa Classic Card, un nou instrument de plată oferit de Banca Comercială Română. La îndemâna dumneavoastră, cardul BCR Visa Classic.
Milionarii de la miezul nopții, avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Cam lungă a fost pauza, m-am reținut mai mult prin telefon și după aceea am lăsat și momentul de publicitate. S-a întâmplat, vă rog să mă scuzați. Mă numesc Bădârcă, da? Sunt inginer și ca tare voi fi foarte scurt. Vă rog. Întrebarea mea este asta. Împreună cu colegul dumneavoastră, ați vizitat Valea Jiului? Asta e prima întrebare, că mi-a spus să fiu foarte corect. A doua, în continuare, ce faceți vreați cu 20 de milioane, fiind inginer, fiind tot ce vreți, ce faceți? Numai apucându-vă de treabă, ar însemna să faceți atâta cheltuieli până când găsiți ceva. Iar trimiterea la țară, zic, este un fel de pohod la Sibir. Adică nu prea văd soluții destul de inteligente în toată povestea asta. Mai bine găsea o posibilitate în societatea lui Viorel Cataramă, care are în toată țara fel de locuri, să angajeze și din acești oameni să-i ducă acolo, sau atâtea alte societăți. Că văd că l-ați adus pe Viorel Cataramă când sus, când jos. Adică nu știu când dumneavoastră aveți o poziție, ori într-o singură direcție, ori alternativă. Vă referiți la mine, da? Vă mulțumesc și eu, bună seara. Păi ce să mai spun? Răspundeți, da. Păi n-am niciun răspuns de dat la o chestie ca asta, pentru că lumea trebuie să se mai descurce și singură. E greu, și noi ne descurcăm și ne-am descurcat singuri, poate nu e exemplu cel mai bun, dar asta este, pe lumea asta am intrat, în sensul ăsta mergem, nu mai avem nici mâini deasupra capului, nici hamuri care să ne țină, asta este, dramatic, e... Dar așa a făcut-o lumea întreagă, noi am fost excepția și acum am intrat și noi în rândul lumii și trebuie să ne descurcăm. Unii se descurcă, alții nu se descurcă. Ați fost în Valea Jiului, domnul Filip? Nu am fost în Valea Jiului, chiar și asta este o părere discutabilă. Adică ce să văd în Valea Jiului acolo? Mai mult decât știu. Părerea cui e discutabilă? Păi asta, că trebuie să mergem în Valea Jiului și după aia să ne dăm cu părerea. Nu trebuie să merg în Valea Jiului ca să-mi dau cu părerea. Este mizerie, într-adevăr, dar acum vreau să vă întreb, când ai câștigat de-a lungul... Pe mine mă frământă în continuare chestia asta. Cum e posibil să câștigi milioane de-a lungul timpului să nu-ți zugrăvești casă? Să stai în mizeria aia de acolo, să nu te deranjeze chestia asta. Ce fel de lume era acolo? Pe mine mă întrebați? Așa, nu, mă gândeam să... Ați vrut să spuneți puțin mai devreme ceva despre vizita lui Ceaușescu din 77? Căutând material documentar pentru emisiunea la care m-ați invitat, am descoperit că prin 1974 Ceaușescu a dispus ca să se bage mai mulți bani în Valea Jiului, în sensul de a îmbunătăți dotarea tehnologică. Și la un moment dat s-a constatat că deci toți banii aia nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nimic, pentru că toți au intrat în salarii și în pensii, mai ales în pensii. De ce? Foarte mulți mineri, pe la 30-35 de ani, având și bani, mergeau la doctor și obțineau acea celebră pensionare de gradul 3. Și deci la 35 de ani se pensiona, era pensionat de gradul 3, avea o pensie mai mare decât salariul unui muncitor și se întorcea acasă unde se mai angaja portar, eu știu, pasnic pe la CAP, deci mai completa, și era așa un fel de rentier în România socialist. Și atunci omul a desfințat pensionarea de gradul 3, că nu se mai putea suporta. Bun. De la... Avem un telefon din nou, bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Mă numesc Victor Bădârca. Da? Sunt președintele Ligii Sindicatului Miniere Valea Jiului. Ce faceți, domnul Bădârca? De ce n-a venit domnul Macarăschi la emisiune? Domnul Tucă, exact cum spuneați și dumneavoastră, cum i-a spus întrebarea domnului ministru, deci colegii dumnealui îl rețin pe domnul Macarăschi și n-a putut să ajungă la emisiune. Sau poate invers, poate domnul Macarăschi reține și domnii... Tot ce este posibil, oricum sunt probleme deosebite și... Bun, dumneavoastră unde vă aflați? În momentul de față în București, domnul Tucă. Păi și... Vis-a-vis de programul acesta de restructurare al Văii Jiului. Stați o secundă, în momentul în care am făcut invitația, de ce n-ați venit în studio? Erați unul dintre oamenii importanți... De acord, ați făcut invitația domnului Macarăschi și ne-am făcut programul... Nu, în momentul... Să ajungă aici. În momentul în care a început emisiunea, am făcut invitațiile pentru... Da, mă rog, nu mai e rost să discutăm. Programul de restructurare al companiei naționale, al viitoarei companii naționale a huilei din România. Da.
Acest program parcurge câteva etape și de comun acord între administrație și sindicate și cu aprobarea Comisiei Naționale. Iertați-mă, e vreo legătură între dumneavoastră și domnul Victor Bădârcă dinainte? Eu sunt Victor Bădârcă. A mai spus cineva înainte că e domnul Victor Bădârcă, e adevărat? Sau nu am reținut-o? Bine, mă rog, mă rog. Vis-a-vis de acest program. Acest program s-a depus în luna august, care trebuia să parcurgă anumite etape. În aceste etape și finalul, până la finele anului 97, trebuia să părăsească sistemul Regiei Autonome a Huilei un efectiv de aproximativ 10.000 de oameni. Acest efectiv a fost stabilit de către administrație și sindicate, da, prin sondajul care s-a efectuat în Valea Jiului vis-a-vis de ordonanța numărul 9 la vremea respectivă, când un număr de aproximativ 6-7 mii de persoane au fost de acord să părăsească sistemul. Pe baza sondajului realizat în legătură cu ordonanța numărul 9, pe baza ordonanței numărul 9. Deci în baza ordonanței 9. Da. Dar, între timp, fiind o zonă specială, Valea Jiului, o zonă deosebită, pentru că acolo, dacă spui medic, spui miner, dacă spui profesor, spui miner. Deci toate meseriile sunt colaterale mineritului. Noi am considerat că fiind în Valea Jiului și în această zonă specială, aceste facilități de 6 până la 12 salarii, pentru noi, pentru această zonă specială, nu sunt de ajuns. Și am pornit pe calea negocierilor, da, ajungând de la 6-12 de la ordonanța 9, la ordonanța aceasta numărul 22, care prevede 12-15-20 de salarii. Ei, în aceste condiții, o surpriză pentru toată lumea, chiar pentru cei care au gândit această ordonanță numărul 9, că în Valea Jiului și în minerit, oamenii de bună voie și-au exprimat dorința de a părăsi sistemul. Bineînțeles că fiecare și-a analizat situația de viitor. Aceste salarii, într-adevăr, nu sunt îndestulătoare de a asigura o viață liniștită pentru minerul care părăsește acest loc de muncă care în momentul de față îl are și pentru familia sa, dar fiecare consider că și-a analizat situația și s-a gândit ceea ce va face în viitor. Și la cât a ajuns numărul celor care vor să plece acum? În momentul de față, deci cereri depuse a fost 14.841, iar în urma verificărilor, pentru că nu oricare cerere care a fost depusă poate să fie aprobată. În urma verificărilor, undeva la 14.000 sunt deja care au trecut prin filtru, inclusiv filtrul Ministerului Muncii. Da. 14.000. Da. Uh-huh. Și va crește numărul celor care vor depune cereri? Deci acest efectiv este pentru ordonanța 22. Dar programul de restructurare al Regiei Autonome prevede și alte capitole, respectiv pensionarii și pensionabilii. Da. Ruperea din cadrul Regiei Autonome a unor societăți, a unor activități colaterale mineritului. Deci undeva numărul de 14.000, la numărul de 14.000 se va mai adăuga câteva mii de persoane care vor părăsi Regia Autonomă a Huilei. Da. Deci în final, mineritul din Valea Jiului, deci Regia Autonomă a Huilei, care a avut la început un efectiv de peste 40.000 de angajați, da, prevedea ca până în anul 2005, prin acest program de restructurare, fără să taie în carne vie, prevedea să rămână cu până în 25.000 de oameni. Dar acest program trebuia îndeplinit până în 2005. Iată că, într-o săptămână de zile, s-a îndeplinit. Programul guvernului, care an de zile a încercat să facă ceva în Valea Jiului, în minerit, s-a îndeplinit. Nu putem să ne dăm seama dacă acești oameni au mușcat nada, cum a spus cineva mai înainte, sau este un exod de teama adâncului care minerul a trăit cu el în suflet zi de zi. Da. Domnul Bădârcă, domnul Filip, colegul meu, vrea să vă pună o întrebare. Vă rog.
Din câte am înțeles eu, minele din Valea Jiului au gradul cel mai mare de periculozitate din Europa. Iar dotarea tehnologică, cred că n-are rost să mai vorbim. În condițiile astea, nu credeți că totuși e o șansă să scap de silicoză, să trăiești și altceva, chiar dacă, cum să spun, faptul că la o anumită vârstă faci ceva ce n-ai fost pregătit, dar n-are și o parte bună chestia asta? Este ce perspective șansă, ar fi avut oamenii ăștia? Dacă, să zicem, am fi menținut minele. Este o șansă, dar în același timp trebuie să fie și o alternativă. O alternativă care în momentul de față nu există. Există doar mirajul acestor bani. O parte din oameni s-ar putea să facă ceva cu acești bani, s-ar putea să se descurce în viață, dar altă parte din acești oameni care nu se vor descurca să producă ceva, care vor rămâne poate în vale, poate cu ideea că peste un an, doi, se vor reangaja în minerit. Dacă nu vor găsi un loc de muncă, ce vor face acești oameni? Domnul Bădârcă, e adevărat că oamenii își vând acolo apartamentele pe 2 lăți de bere? E adevărat că mulți dintre cei care au obținut banii au început să cheltuiască banii pe băutură în aceste zile? Aș vrea să revenim la această idee. Apartamentele în Valea Jiului nu se vând pe 2 lăți de bere, pentru că nimeni nu este un inconștient ca o casă în care a locuit ani de zile și e proprietate personală să o dea pe 2 lăți de bere. Poate că repartiția unei locuințe, deci o locuință care a stat în calitate de chiriaș, această repartiție pentru un alt coleg care nu a avut o locuință, poate că s-a dat pe 2 lăți de bere, dar nici de cum locuință proprietate personală, pentru că valoarea apartamentului, indiferent unde ar fi, este de la câteva milioane în sus. Și deci nu este adevărat că apartamentul se dă pe 2 lăți de bere. Bun, dar cu băutura? Băutura este ceva normal. Poate că este o dorință a fiecărui om în momentul în care ai trecut 6 ore fără să faci nimic în subteran și v-aș nu, dori... Stați dacă puțin. Nu, eu nu vorbesc de băutura, deci nu vorbesc de minerii care beau după orele de program. Nu numai după minerii se bea. Eu vorbesc de cei care au luat acești bani, aceste sume de bani. Banii Valea Jiului încă nu s-au dat. Deci aceste salarii, 12, 15, 20 de salarii, în comparație cu alte regii din țară, da, din zonă, la noi în zonă, se vor da în libret de economii. Deci omul nostru va primi libretul și se va duce cu el la cec să-și ridice banul acolo unde va dori. Și încă nu s-au dat. Aceste salarii încă nu s-au dat. În afară de aceste salarii, care se dau 12, 15, 20 de salarii, în baza ordonanței 22, se mai dau, cum a spus un miner de la Lupeni, se mai dau conform contractului colectiv de muncă din partea regiei anumite sume de bani, care este obligativitatea regiei. Spuneți-mi, simțiți că minerul din dumneavoastră moare? Minerul nu poate să moară. În Valea Jiului mineritul nu poate să moară pentru că nu se poate pune lacăte pe mine. Indiferent ce s-ar spune, programul acesta de restructurare prevede reorganizarea mineritului în Valea Jiului. Deci da, ce aveți cu domnul Tăricianu? Vis-a-vis de declarațiile care au apărut în mass media. Domnule, stați o secundă, toți declarațiile care au apărut în mass media, declarațiile care au fost făcute, că nu inventează nimeni declarații mass media. Deci Valea Jiului clar nu a cerut demisia domnului Tăricianu, ceea ce este o surpriză și pentru noi când am văzut. Valea Jiului a cerut demisia ministrului Tăricianu, nu este adevărat. Nu, dar domnul Macaroschi astăzi la conferința de presă și ceilalți lideri de la cealaltă confederație au spus că domnul Tăricianu ori este M97. M97, da, Confederația. Ori este irresponsabil, ori răutăcios. Deci, vis-a-vis de domnul Macaroschi, pot să afirm clar. Nu a făcut aceste constatări, dacă se poate spune așa. Dar domnul ministru Tăricianu, prin pozițiile pe care le-a adoptat prin televiziune, a indus în rândul Văijiului o anumită panică. Această ordonanță 22 nu poate să meargă la nesfârșit, pentru că ce s-ar întâmpla dacă în fiecare zi ar veni oameni să se înscrie pentru ordonanța 22. De bine de rău, în minerit există o disciplină și această disciplină, dacă nu este respectată, stăm pe un butoi cu pulbere. Păi bun, și ce se va întâmpla dacă minerii vor continua să se înscrie pentru a obține salariile? În programul de restructurare, ordonanța 22 este o etapă. Această etapă prin programul de restructurare a fost îndeplinit.
Deci ordonanța 22 în momentul de față la noi e minerit, nu-și mai are rostul. Păi și dacă o să continue aceste înscrieri, nu, că și dumneavoastră a spus că până în anul 2005 trebuiau disponibilizați 14.000 de mineri, 15.000 și într-o săptămână s-a întâmplat lucrul ăsta. S-a întâmplat în această săptămână pentru că la noi în Valea Jiului programul de restructurare pe ordonanța 22 a avut loc de luni până vineri. Uh-huh. Timpul de înscriere al oamenilor noștri în Valea Jiului a fost în săptămâna trecută. Și începând cu data de 8 septembrie, au încetat contractul individual de muncă, legătura angajatului cu unitatea minieră. Bun, vă mulțumesc mult, domnule Bădărcă, pentru intervenția dumneavoastră și succes, transmiteți succes și domnului Makarovski la negocierile de acolo. Ce negociați? Domnul Tucă, sunt probleme de ale noastre, ale mineritului. Așteptăm cu nerăbdare să avem bugetul de venituri și cheltuieli la regie aprobat, buget în baza căruia putem să ne ridicăm plățile, salariile noastre, pentru că dacă nu avem acest buget aprobat, nimeni nu ne poate elibera banul. Odată. Și până în momentul de față, regia autonomă a Huile Valea Jiului nu are bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Să sperăm că în ședința de mâine a guvernului va apare și acest buget aprobat. Atâta tot, nu? De aici pornesc toate. Bun, vă mulțumesc, la revedere. La revedere, bună seara. Ce ziceți, domnul Filip? După intervenția domnului Bădăr, că v-ați mai schimbat? Nu, din contră. Dumnealui a spus ceea ce am întâlnit și eu să îmi dau părerea aici. Oamenii sunt maturi, au ales, nu i-a obligat... Au ales libertatea sau lumina zilei. Au ales oferta care li s-a făcut și... Repet, încă e prea devreme ca să tragem concluziile. Fenomenul este în derulare, este cel mai interesant fenomen social din ultimii ani și cred că, așa cum am spus și la început, trebuie să acordăm toată atenția, atât guvernul cât și presa. Bun, haideți să vedem dacă domnul Adrian Păunescu, care este la capătul cealaltă fiului, este de acord cu dumneavoastră. Mi-aduc aminte, domnia s-a participat la o emisiune cu domnul Sorin Roșca Stănescu și a fost unul dintre cei care a luat până la capăt, aș putea spune, partea minerilor. Alo? Alo? Bună seara, domnul Păunescu. Vă salut, domnul Tucă, și vă mulțumesc pentru îngăduința pe care mi-a dat de participa la o emisiune care nu părea a fi foarte spectaculoasă, dar care se dovedește foarte interesantă prin deschiderea pe care o are către toți cei ce doresc să exprime. Vă rog. Deci nu sunt firește de acord cu domnul Ralu Filip, pe care în urmă cu o lună și jumătate îl felicitam pentru inteligența și căldura prestației sale. Acum mi s-a părut ușor cinic chestiunea asta cu am intrat într-o lume, trebuie să ne descurcăm, nu mi se pare dreaptă, pentru că am intrat într-o lume fără să știm că intrăm. Eu nu cred că minerii din Valea Jiului, de exemplu, au străbătut etapele istoriei cu conștiința că le va fi din ce în ce mai greu. Și nu cred că e cineva în această țară care să fi dorit în 1989, când era foarte greu, să fie și mai greu. Deci, cred că mai multă solidaritate umană ne-ar trebui, mai ales când profesăm o meserie strict umană. Și v-aș ruga, domnule, tu că dacă vă e cu putință, deși văd că timpul s-a scurs foarte repede, să-mi îngăduiți să mă exprim foarte rotund, pentru că m-am gândit, în timp ce vă ascultam, m-am gândit la un sistem de replici care cred eu că numai în măsura în care sunt toate ar putea interesa și lămuri. Vă rog, pe scurt. Iată, tocmai că nu pe scurt. Așa cum sunt, nu foarte lung, dar eu cred că trăim un moment straniu în care nu observăm că suntem personaje ale unei parabole ale Dimitrie Cantemir din Descripția Moldavie, și anume păsările surde. Ce spune Cantemir acolo? Și ar trebui să ne gândim bine la asta. Că niște păsări din Moldova sunt foarte gustoase și ușor de vânat pentru că sunt surde. Vânătorul le omoară pe rând și după aia le mănâncă pentru că ele nu reacționează când moare pasărea de lângă ele. Fiecare crede că e vorba numai despre pasărea cealaltă. Așa și noi în momentul de față. Să ridicăm puțin ochii, domnul Ralu Filip, dacă mi-îngăduiți, ca, să zicem, ca mai bătrân, și să vedem că nu e vorba doar de minerit, e vorba și de siderurgie. Deci noi omorâm siderurgia.
energia, asasinăm fermele de animale, lichidăm construcția de mașini, distrugem petrochimia, crucificăm cultura, știința, învățământul și ni se pare că e vorba numai despre mineri. Sau când e seara petroliștilor, că e vorba numai de petroliști. Nu, e vorba de dezindustrializarea acestei țări. Fără îndoială că la ora de față pot apărea oferte foarte plăcute, foarte îmbietoare în nu știu care țară din lume, unde ni se dă cărbune mai ieftin. Așa ar părea. Dumneavoastră a spus că am putea mai degrabă importa. E adevărat. Când însă mineritul va fi desfințat în România, când nu vom mai produce noi, partenerii ne vor fixa ei, conform legii rigide, legii de fier a celor care fac ei singuri. A concurenței. Nu a concurenția. A monopolului. A monopolului. Ne vor fixa ei prețurile și nu vor fi mici. Vreau să vă spun că îngroparea agriculturii s-a petrecut tot concomitent cu ceea ce... Haideți să rămâne la minerit. Credeți că vor fi prețurile mai mari decât cele care... Eu aș putea rămâne la minerit, dar eu vreau să demonstrez că problema mineritului se înscrie în problema mai generală a dezindustrializării. Din moment ce în ziarul dumneavoastră, în Jurnalul Național, ministrul actual al agriculturii, care pare un om luminos, a spus că e prea mare oferta de carne și de aia trebuie închise complexele de porci. Și noi constatăm la o lună după chestia asta că nu e prea mare oferta, dimpotrivă, cresc prețurile. Ce putem noi să credem despre fiecare dintre aceste ilustrări ale nevoii de dezindustrializare a României? O să devenim o stradă Lipscani, un talcioc, un târg oarecare al vechiturilor altora și al neputinței noastre. Din ce vom trăi? Bun, se duc foștii mineri, se duc în Moldova. Cu ce vor trăi ei după ce se termină banii aceștia? Cu ce vor cumpăra oamenii unii de alții? Bun, merg minerii aceștia la Iași, la Bacău, la Vaslui, de exemplu, la Botoșan, nu? Ei bine, acolo numărul de șomeri e mai mare decât pretutindeni. Ce vom face? Vom spori numărul de șomeri și vom aștepta nivel de viață de la ei? Este, după părerea mea, o iluzie. E ca în acea sinistră glumă cu Iltic și Mohamed, care în război făceau schimb de tancuri și ziceau că le capturează ca să obțină avantaje pentru acte de eroism. Așa se întâmplă în momentul de față cu banii pe care iau minerii. Spuneți-mi ce e de făcut, pentru că și ministrul Muncii și Protecției Sociale spunea mai devreme cărbunele produs costă mult mai mult, iar restul decât 1800 de lei, cât era 1800 la 1000 de lei producție se cheltuiesc 1800. La 1000 de lei producție se cheltuiesc 1800 de lei. Păi de unde vor fi suportate acești bani? Dumneavoastră sunteți de acord să vi se ia acești bani din buzunar de către stat pentru Tucă. În general viața e toxică, domnule Tucă. În general nu există meserie care să ne distrugă viața. Ar trebui să plecăm toți acasă și să ne întindem cu fața la cer și să așteptăm să ne pice din când în când câte o sămânță care zboară pe vânt în gură. Fiecare meserie trebuie judecată în context. Nu se poate pretinde mineritului să fie rentabil câtă vreme nu s-a investit pentru retehnologizare, câtă vreme nu s-au căutat prin știința românească și prin cooperare cu alții zone noi de cărbune, de cărbune superior. Deci nu putem să așteptăm să crească planta dacă nu punem sămânța. Bun, domnul Păunescu, spuneți-mi, dar cum vedeți acest exod? Pentru că oamenii până una alta s-au dus și s-au înscris cu miile, mai mult decât cei care erau. De groază și de scârbă, domnul Păunescu. De groază și de scârbă. Păi, dar vă dați seama că dacă nu se înscriu acum, îi așteaptă darea afară peste 3 luni. De ce? Nu vi se pare, dumneavoastră nu vi se pare că vă zbateți pentru cineva, pentru niște oameni care în momentul în care au văzut că li se dă niște bani, au făcut fără nicio crâgnire pasul să ia acești bani să plece cu riscul ca peste 3 luni sau peste 6 luni să rămână fără ei? Stimate domnule Tucă, eu am fost în Valea Jiului în 2 august când domnul președinte Constantinescu le-a promis acestor oameni ceea ce spunea minerul care a vorbit mai la început și spunea foarte corect. Eu am fost acolo, am auzit toate astea. Și n-au fost lucruri pe care să le poată... Nu, dar eu v-am întrebat... Păi nu, dar oamenii sunt... Păi dacă văd că până la autoritatea cea mai înaltă a statului li se spune una și se face alta, ce se poate aștepta minerul de la viitor? Asta e problema. Ca să zic așa ca domnul Constantinescu, asta e problema. Da. Ce să facem? Să ne retragem toți în munți, în peșteri, în stufăriși ca să nu ne prindă
dezbaterele, că muncim... Eu vă întreb și vă rog să-mi răspundeți sincer. V-ați așteptat ca numărul celor care se vor înscrie pentru a primi aceste salarii să fie atât de mare? Nu, eu am reacție paradoxală. Eu îl prețuiesc pentru inteligența sa pe domnul ministru Atanasiu. Dânsul a constatat că e un fel de jubilație. Că e o jubilație ca... cum să vă spun? Ca și când ai spune despre cocoșul căruia îi tai capul și în primele momente el se zbate, uite ce frumos dansează. E jubilația celor care le s-a tăiat capul. Nu este o soluție pe care o așteptau. Eu vreau să-mi dați voie să spun totuși. Deci eram în Valea Jiului în 2 august, domnul Constantinescu le-a spus, voi fi ca tatăl familiei acestea și să știți că vom face în așa fel încât mineritul să continue. E bine, atunci la televiziunea locală am fost întrebat ce părere aveți de acest angajament. Și a spus, dom'le, este exact ca versurile lui Arghezi din poezia cu Vlad Țepeș. Și când prieteni și curteni cu zale ciocnesc în jurii cupele cu vin, în cinstea faptelor mării sale, el cugetă ce țeblii se cuvin. De fapt, a început dezastru mineritului în Valea Jiului. Și vreau să vă spun că eu n-am nimic cu domnul Constantinescu, nimic negativ. De pildă, folosesc prilejul acesta pentru a saluta vizita în China, care mi se pare un lucru necesar, deși în urmă cu câțiva ani... Sigur, dar nu văd chiar nu dar văd legătura... Dar vreau să știu când va recunoaște puterea Valea Jiului. Chiar nu văd legătura președintelui Constantinescu. A fost acolo ceea ce s-a întâmplat după aceea... ce legătură are președintele Constantinescu cu miile de oameni care s-au înscris peste numărul care era prevăzut? Păi din moment ce li s-a... De ce acești oameni pleacă și nu rămân acolo până în ultima clipă să muncească mai departe mine? Domnul Tucă, am auzit și treaba pe care a spus-o domnul Filip, da, cu mizeria din Valea Jiului și că de ce nu-și vopsesc... Nu, asta a generat... Păi domnul Filip, păi dacă nu e niciodată cald în casele alea, e igrasie permanentă, dacă e mizerie programată, credeți că pot oamenii cu banii lor să iasă în calea mizeriei și... Nu, e mizeria ca program acolo și trebuie un program nou pentru zona respectivă. Eu sunt de acord că îi pot face și exploatarea pășunilor și toate celelalte, nu trebuie să le spunem. Bun, noi. Atunci ce spuneți despre minerii care s-au și cheltuiesc banii la jocurile mecanice, la jocurile electronice și pe băutură, cei din Oltenie? Nu, domnul. Nu, dar asta ați văzut și dumneavoastră la toate jurnalele de la televiziune. Am văzut trei mineri făcând asta, dar ceilalți sunt într-o cu tot o altă stare. Nu știți că noi ne ocupăm în presă de excepții? Domnul Păunescu, vă înșelați. Deci au fost făcute studii încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și s-au constatat două lucruri. Unii își trimeteau banii acasă, în Moldova, și în al doilea rând își consumau banii, aveau un tip de consum destructiv. Deci câștigau mult și consumau foarte mult. Nu sunt lucruri care le inventăm noi, nu sunt lucruri care au apărut astăzi sau în urmă cu două zile. Toată povestea este veche. Ce? Adică n-a fost soluționată până acum. Păi soluția nu e decât una radicală. Ai lua în serios, a le ocroti munca și a le crea condițiile ca ei să aibă spre ce să opteze. Dar România n-are numai mineri, domnul Păunescu. N-am auzit ce? N-are numai mineri România. Ce dacă n-are numai păi mine? De unde? Dumneavoastră vorbiți ce de... Ce cultură facem noi pentru vorbiți mine? Vorbiți de solidaritate, dar cu ce să faci solidaritatea asta? Că dacă n-ai bani, ea nu ține de foame. Domnul Ralu Filip, da. Dumneavoastră știți care este situația culturii, care este situația opțiunilor pe care le-ar putea avea minerii, siderurgiștii. Eu, de exemplu, trebuia să mă întorc în Valea Jiului în urmă cu... Deci în perioada 25-31 august, să fac spectacole în toate localitățile miniere. Și oamenii cu care vorbisem au spus, dom'le, nu mai putem, că s-a blocat totul, nu sunteți dorit la nivelul conducerilor, vă rugăm mult să ne iertați. Păi dacă nu se poate face nimic pe linie culturală, dacă nu sunt decât jocuri de noroc în toată România, dumneavoastră de unde vreți să-și inventeze minerii fructul spiritului? Ce să facă minerii? Domnul Păunescu, eu mai spun, eu nu vreau să polemizez cu dumneavoastră pentru deci că... Deci face plăcere. Nu e vorba, dar de ce să spune? Nu, că n-are rost, adică nici timpul, nici... Dar eu vreau să vă spun un singur lucru. Sigur că România face față unei sfidări, unei provocări, da? O reușim bine, nu reușim, vedem ce se întâmplă. Nu e o tragedie. Nu dar suntem la un pas să ne terminăm mâine ca popor sau ca nație, decât să vedem groapa, mai bine haideți să vedem cum să nu intrăm în ea, nu? Păi, dar spuneți-mi ce meserii, ce întreprinderi... Nu se termină România din cauza minerilor. Dar din cauza minerilor, petrochimiștilor, oamenilor de cultură, profesorilor și învățătorilor, din cauza
a tot ceea ce se întâmplă în siderurgie, din tot ce se întâmplă în știință, se termină în România? Păi nu vedeți că astea sunt componentele vieții economice a României? Din cauza nesubvenționării agriculturii, din cauza preferinței pentru produsele altora. Asta știți că... Dar alții cum s-au descurcat fără să mai fie subvenționați? Nicăieri agricultura, domnule! Dar nu vorbesc numai de agricultură. Domnul Păunescu, sincer, vreau să vă zic ceva. Puțin mai devreme, la jumătatea discuției, am spus un lucru. Domnul Filiu, și bineînțeles că l-am spus pentru a incita discuția, pentru a-l face să spună cât mai direct ceea ce gândește despre mineri. Am spus la un moment dat că eu sunt de acord să dau bani statului pentru a subvenționa cărbunele de acolo, în loc să văd tragediile din Valea Jiului, familii care rămase pe drumul și așa mai departe. Încep să cred că oamenii de acolo au vrut să iasă la suprafață, s-au săturat de întunericul din mină și chiar nu-i mai interesează așa de tare să lucreze în mină. Ba mai mult, unii dintre ei beau banii. Acele, fie că, chiar dacă există 1, 2, 3 sau 10 cazuri, cred că e de ajuns cel puțin pentru mine, să duc și joacă acești bani la jocurile electronice sau se duc în Moldova sau de unde au venit și... nu văd ce mare lucru ar face, ce mare lucru pot să facă cu banii acolo. Domnul Tucă, nu e adevărat ce spuneți. Din păcate, e o speculație eronată pentru că... Nu e speculație, vă spuneam că poate îmi pare rău ce am spus mai devreme. Nu, ați spus foarte bine atunci. Îl prefer pe Tucă, omul de la început, care a spus o treabă pe care o simt și eu. Că decât tragedii în toată societatea, mai degrabă să ne coste pe toți nițel mai mult până ieșim la liman. E adevărat că nu e o chestiune de permanență. Nu e o... Exact, dacă asta a fost o permanență și poate se poate continua la nesfârșit asta. Păi din moment ce nu investim nimic pentru... Toți dăm din puținul nostru pentru a acoperi aceste găuri și la urma urmei nu ajungem nimic, ne trezim la sfârșitul vieții sau la sfârșitul vieții de acolo, cum e acum în Valea Jiului, că n-am agonisit nimic. Dar cine ne-a delegat pe noi, actualul guvern, să desfințăm industriile țării? Cine ne-a delegat? Aceste industrie au produs. Aceste industrie au salvat în perioada anterioară România de la uriașele datorii externe, de la dependența de Moscova și așa mai departe. Domnul Păunescu, dumneavoastră, dacă v-a fost desfințat postul de poet, v-ați dus să săpați la țară? Nu știu, nu înțeleg întrebarea, că dacă aș înțelege, aș răspunde îndată. Nu poate desfința nimeni postul de poet, că e o chestie particulară. Dacă cineva vă ia locul de la, cum să spun, de la totuși iubirea, ce faceți? Nu mai lucrați în presă sau nu mai scrieți poezie din momentul ăla? Dar ce e legătura asta cu faptul Vă spun că, deci minerii în momentul ăsta, în număr foarte mare, au renunțat să mai muncească acolo. Domnul, pe baza, a fost un bombardament moral. Pe baza acestor salarii. Și, păi, da, Dumneavoastră, dacă vi se dau niște bani, renunțați să mai scrieți poezie sau să mai lucrați la totuși iubirea? Nu, bineînțeles că nu renunț. Dar nu vedeți că sunt totuși 15.000 de oameni care s-au săturat de starea de ambiguitate, de presiunea morală asupra lor, de amenințarea unui viitor incert? Asta este o chestiune pe care v-aș ruga să o aveți în calcul. Domnul Păunescu, dar până la acești 15.000, în 7 ani, România a depășit câteva milioane de șomeri care n-au primit nici cât primesc minerii, da, și trăiesc și descurcă și fac. Păi măsurați în câte salarii li se dau în plus minerilor, teama guvernului de mineri și faptul că guvernul actual dorește să-i risipească, închipuindu-și că ei, minerii, se vor risipi și vor fi cuminți. Guvernul actual nu știe că fiecare miner poartă o flacără a nemulțumirii din el și că va fi incendiu național dacă astfel se vor rezolva lucrurile. Deci eu cred că mai degrabă problemele ar trebui rezolvate decât acoperite în felul în care se acoperă acum și în loc să fie mituiți practic minerii, ar fi decheltuit bani pentru a li se îmbunătăți condițiile de viață. De unde să cheltuim bani? Că n-avem nici la sănătate, n-avem... Păi de unde li se dau 20 de salarii la atâția oameni dacă nu sunt bani? Din economiile care le vor face ca să nu mai plătească o producție de care nu e nevoie. Dar cum nu e nevoie de producție? Cu ce veți, domnul Filip? Vă văd foarte, foarte încrâncenat. Cu ce veți încălzi termocentrale? Domnul Păunescu, vă spun sincer că sunt foarte încrâncenat, că plătesc un impozit foarte mare și nu-mi convine. Am și o familie, fiecare are de făcut câte ceva în viață. Nu trăim într-o țară de acte de caritate și de chestiuni de genul ăsta. Dar nu e gestul nostru de caritate. Dar nu mă obligă nimeni pe lumea asta să țin minerii în spate, domnul. Dumneavoastră țineți minerii în spate? Ei ne țin pe noi, domnul. Asta a fost odată. Nu e adevărat.
ne țin minerii. Nu e adevărat, minerii ne țin pe noi și oamenii care produc ne țin pe noi. Că dacă nu avem oameni care să... Eu îi respect pe toți cei care... problema e să li se dea o șansă să muncească și să muncim toți unde ne pricepem și să ne câștigăm existența astfel încât să nu fie probleme. Și de ce credeți asta că mineritul nu e o meserie? Că am văzut nu cred că se termină pentru ei viața mâine. Există, am și spus la începutul emisiunii, pentru cei mai tineri există posibilități. E greu. Câți nu și-au schimbat în acești 7 ani felul de a fi, au intrat oamenii în afaceri, s-au descurcat. Adică România n-a rămas așa ca o conservă, domnul Păunescu. S-au petrecut lucruri care ne dovedesc că ne putem schimba și putem intra în rândul lumii și că nu trebuie să ne temem într-atât încât să facem tragedii naționale. Ia, nu e în rândul lumii pentru care mineri? Nu trebuie să se descurce toți 15.000, dar dacă 10.000 se descurcă, e bine, e un pariu câștigat. Domnul Filip, de unde porniți noastră, de la ce adevărul porniți în demonstrația pe care o faceți și care nu e lipsă de interes, dar spuneți-mi premiza că s-au rezolvat lucrurile prin faptul că s-au disponibilizat acești șomeri. Ce au făcut acești șomeri? Ei îngreuează situația statului, nu cei ce muncesc. Șomerii care au fost obligați să intre în situația nouă în care sunt, ăștia atârnă. Numeroși pensionari făcuți la grămadă ca să se obțină voturi. Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră, că sunt prea mulți pensionari față de numărul populației active. Sunt perfect de acord. Păi nu, dar de ce acuzăm pe cei ce muncesc? Nu vă dați seama că parcă ne aflăm într-o nu știu, parcă suntem sub un guvern de ocupație și trebuie să ne retragem în munți. Dar nu acuz pe cei ce muncesc. Din contră, am tot respectul față de oamenii care muncesc. Și chiar aici, acum câtva timp, a fost o emisiune în care am discutat cu domnul Marius Tucă facilitățile, noi pierdem din vedere niște lucruri. În timp ce ei plăteau 0,25 de bani kilowattul, noi plăteam aici lumina de ne stingeam și așa mai departe. Deci problema, haideți să ne punem pe picior de egalitate în țara asta. Să nu fim unii mai cu moți sau mineri și alții așa. Suntem toți egali în definitiv. Dacă vrem să salvăm România, trebuie să salvăm România, nu categorii din România. Dar România nu poate fi salvată decât salvând categoriile ei. Vedeți, vă citesc aici o vorbă a unui înțelept din veacul trecut, când era tânăr, Marx. Atunci era foarte deștept. Și ți-a spus, cine se atinge de una din libertăți, se atinge de libertate în general. Cine se atinge de o categorie de oameni, o categorie fundamentală, se atinge de România. România nu poate fi un coridor lipscan al produselor altora. Eu nu știu cum dumneavoastră, care sunteți om de conștiință, puteți accepta, fără să cercetați, și asta, în acest sens vă invita oamenii Valea Jiului, să acceptați situația mineritului desfințat printr-o abuz, care nu este niciun fel justificat. Domnul Păunescu, da, domnul. Ne deviază toamna imprudent, ne dă muțenia la un concert și struguri noi se coc pe continent și în pivniți vinul vechi dă iar în fiert. Versurile astea le faceți, bănuiesc, atunci când vă gândiți la restructurarea din Valea Jiului. Nu, când mă gândesc la restructurarea din agricultură. Bun, bun. Aș vrea să-mi dați voie să închei ceea ce vă spuneam, că am încercat să... mie mi se păi pare am depășit timpul, să știți. Da? Mă iertați atunci. Mie mi se pare că aici s-a întrebat ce așteptați. Eu aștept să plece nu minerii, ci cei care îi obligă pe ei să plece acum. Mie mi se pare că ar fi momentul, și cred că asta ar trebui să fie politica, unei licitații cinstite a programelor. Cine are un program prin care să aducă și minerii într-o situație de echilibru, să producă în așa fel încât țara să nu fie provocată împotriva lor și să aducă industriile țării în stare de producție, nu de faliment, ci de înflorire. Asta este licitația pe care o, cred eu, o așteaptă orice om. Cineva vorbea aici că ar trebui angajat la domnul Cataramă, probabil ca să producă mobilă din cărbune, că și cărbune vine tot din lemn. Eu sunt de părere că situația încă se poate rezolva. Și eu aș zice că este tocmai un semnal de tragedie națională faptul că niște oameni care nu acceptau până acum o lună nici gândul că pot pleca din Valea Jiului, pleacă și lasă minele părăsite. Și dacă se va dovedi că dumneavoastră v-ați înșelat, ei v-au înșelat? Eu știu, domnul Tucă, eu nu mă pot înșela pentru că eu știu că fără meserii fundamentale o țară nu rezistă. Că ei v-au înșelat? Cu ce, domnul Tucă, m-ar putea înșela? Prin faptul că n-au mai vrut să rămână acolo și s-au dus
încolo și încolo. Păi dar ei sunt de vină. Știți cum dumneavoastră acuzați pe niște oameni care fug de bombardament că se bombardează? Care e bombardamentul? Bombardamentul e al guvernului și al puterii. Să se desfințeze 20 de mine. Cum? Dacă ei știu că se desfințează domnul Tucă 20 de mine, cum să mai stea acolo? Ei sunt oameni ca și dumneavoastră, ca și domnul Filip, ca și mine, oameni care au nevoie de oarecare sigur, de o minimă siguranță. Nu se poate pune în chestiune problema mineritului numai pentru că au plecat 15.000. Și dacă ar pleca toți minerii, până la urmă minerit va fi în România. Vor veni niște oameni raționali la conducerea acestei țări și vor observa că niciodată străinul nu-ți dă mai ieftin ceea ce tu poți produce acasă. Eu înțeleg să nu, să nu încerci să produci în România banane sau lămâi. Dar dacă ai corcoduși, nu-i scoate la gândul că va veni lămâia și îți va acri biata ciorbea din viața ta. Biata ciorbă de lobădă. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut. Bună seara, la revedere. Atmosfera din orașele Văii Jiului este cumva pe dos față de cea a orașelor din filmele americane în care se instalau căutătorii de aur. Apartamentele se dau pe două lăzi de bere, minerii vând totul ieftin și la repezeală ca să scape de sărăcia căpătată într-o viață, minerii au început să scoată pașapoarte, poate vor să plece spre nicăieri. Aici se încheie emisiunea Milionarii de la miezul nopții. Îi mulțumesc domnului Filip pentru participare, îi mulțumesc la fel pentru absența domnului Makarovski și îi mulțumesc și domnului ministru Tăriceanu pentru cât paci intervenția de la telefonică. Mâine seară vor fi la emisiunea Milionare la miezul nopții Valerian Stan și Cristian Tudor Popescu. Până atunci, Marius Tucă vă spune bună dimineață!